Salut, sunt Dan Moldovan și astăzi vă prezint cea mai compactă, cea mai economică și cea mai simplă multifuncțională pe care am avut-o. Eu am pornit de la matriciale, de la zgomotoase care s auzeau în trei birouri mai încolo, am avut Brother, Canon și HP și acum am tot un HP. M-a lăsat cealaltă imprimantă HP care era o cheltuitoare de cartușe. După 6 ani de zile s-a stricat, am încercat tot felul de variante să o pornesc. Până la urmă am și desfăcut-o, că am dat de niște tutoriale în care îți arăta cum să o desfaci, să scoți un cablu din interior afară, după care să o lași fără cablu respectiv vreo oră să stea și după a să bagi înapoi cablul înăuntru. În fine, n-am mai mers și mi-a cheltuit o grămadă de cartușe pentru că nu puteam lista cu ea negru dacă nu aveam cartuș color. Și asta mă enerva la culme pentru că am avut impresia la început că este o imprimantă economică. Dar să nu poți lista alb negru decât dacă ai cartuș color, asta a fost cea mai mare prostie. Când am cumpărat-o, am crezut că o să-mi folosească funcția de Wi-Fi, Orco o să listez față verso destul de mult și așa că am luat o variantă mare care nici nu avea loc pe birou. Și am listat foarte, foarte puține foi față verso și le-am listat doar pentru că am avut această funcție la îndemână și nu pentru a face economie de hârtie. Plus că de pe un alt calculator poate de câteva ori în ăștia 6 ani am listat prin Wi-Fi în rest sau Wi-Fi, cum vă place, în rest tot prin cablu. Și așa că a fost o imprimantă foarte mare pentru mine și cu funcții pe care nu le foloseam. Era conectată la calculator prin cablu, făceam uh, odată la două luni, cam așa, aveam nevoie de fotocopiator ca să fac copii. De două-trei ori, probabil, pe an, listam de pe stick, adică în loc să copiez fișierul pe calculator și să imprim de acolo, listam de pe stick-ul respectiv, uh, așa că erau niște funcții pe care le-am folosit doar pentru că le-am avut, nu pentru că am avut nevoie de ele. Am uh, căutat o altă multifuncțională, una economică, dacă tot am fără M-am orientat spre un laser jet, tot de la HP, dar este cu tonă, nu cu cartușe. O să fac un test chiar acum. Singura ei problemă, dacă e să-i găsesc, este că nu prea ai unde să păstrezi hârtiile, așa cum aveai la cealaltă. În 2021, culmea este că imprimanta încă vine cu driver pe CD și cu o grămadă de hârtii, în schimb nu are cablu de conectare la calculator. Eu am avut cabluri de la celelalte imprimante și așa că n-am fost nevoit să cumpăr, dar am impresia că unul costă 45-65 de lei, cam așa. Ai pornit-o, pornește destul de rapid, nu face așa zgomot. Ai dat imprimare după ce pornește și în 2-3 secunde îți iese foaia. Calitate destul de bună pentru mine. Chiar și în specificații este trecut că nu poate fi utilizată cu cartușe care nu au chip, cu cartușe care nu sunt originale sau cu cartușe care sunt reîncărcate, mai mult ca sigur că nu funcționează. O să primiți o eroare la imprimantă și nu puteți să folosiți respectivul cartuș. Este o imprimantă multifuncțională foarte mică, cât și are aici, vreo 40 de centimetri, 26 pe 40 și înălțimea cât poate să aibă, tot așa vreo 20 de centimetri. Ea vine cu un toner care se listează vreo 500 de foi. Probabil că în vreo 5-6 luni de zile va trebui să cumpăr un alt cartuș, dar în orice caz, față de ce am avut, este foarte economică. Eu vă recomand o asemenea multifuncțională, dacă aveți un birou mic, o firmă mică, cum am eu, sau chiar acasă. Am avut și norocul să o iau cu câțiva lei mai puțin, să fie redusă, practic am câștigat un toner. Sunt Dan Moldovană și vă mulțumesc pentru atenție!